Bună ziua, domnilor consilieri! Ați fost convocați astăzi în ședință ordinară prin dispoziția primarului numărul 2 din 7.1.2022. O parte dintre consilieri sunt prezenți online, așa cum este prevăzut și în regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Și dau cuvântul domnului președinte de ședință, Fodor, pentru a prezenta ordinea de zi. La fel de cum fi ordinea, după aia propun votarea ședinței anterioare. Nu, supun procesul verbal de la ședința anterioară. Da, atunci supunem pentru ședința anterioară din luna trecută și supunem la următoare. Cine de acord? Abține, poate e bine. Începem, da? Conform dispoziției primarului numărul 2 din 7.1.2022, sunteți invitați participați la ședința ordinară a Consiliului Local Crucet, în data de 14.1.2022, ore 11, pentru ce va avea loc în sala de ședință a Consiliului Local Crucet, dacă următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare pentru proiectul Reabilitare și dotare cădeul cultural Pâncer, județul Bacău, inițiator primarul Pâncer. 2. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare din comuna Pâncer, județul Bacău, pentru anul școlar 2022-2023, inițiator primarul comunei Pâncer. 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Pâncer, care vor face parte din Comisia de Evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru anul 2021 ale secretarului general al Comunei Pâncer, județul Bacău, inițiator primarul Comunei Pâncer. 4. Proiect de hotărâre cu privire la transmiterea cu titlu de gratuit a microbuzului școlar către școala gimnazială Pâncer, județul Bacău, inițiator primarul Comunei Pâncer. Și punctul 5, diverse. Să supunem la vot. Cine pentru? Ține ceva împotrivit. Începem cu punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare pentru proiectul Reabilitare și dotări cămin cultural Pâncer, județul Bacău. Cine e? Doamna secretară. Având în vedere contractul de finanțare privind proiectul Reabilitare și dotare cămin cultural Pâncești, județul Bacău, încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Primăria Comunei Pâncești, prevederile OUG 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile, se propune adoptarea următorului proiect de hotărâre. Se aprobă solicitarea prelungirii scrisorii de garanție pentru restituirea avansului din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural AFSA pentru proiectul Reabilitare și dotare cămin cultural Pâncești, județul Bacău, pentru o perioadă de 2 luni, respectiv de la 23.04.2022 până la 23.06.2022. Articolul 2. Primarul și compartimentele de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Articolul 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, instituției prefectului și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local. Deci, trebuie să mai facem o prelungire la scrisoarea asta de garanție privind reabilitarea și dotarea cămilor cultural pentru o perioadă de 2 luni. Dacă sunteți de acord? Da, supunem la vot. Cine e de acord? Cine? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare din comuna Pâncer, județul Bacău, pentru anul școlar 2022-2023. Inițiator, primarul comunei.
Ca în fiecare an, trebuie să stabilim organizarea rețelei școlare. Acum, pentru anii 2022-2023. Știți că am propus, am făcut proiectul de hotărâre de prin noiembrie. Dar trebuia să așteptăm avizul conform al inspectoratului școlar. Deci se organizează rețeaua școlară din Comuna Pâncești, județul Bacău, pentru anul școlar 2022-2023, conform anexei, parte integrată din prezenta hotărâre. Și la școala gimnazială numărul 1 Pâncești avem 317 elevi plus 90 preșcolare, deci 407 ar fi un total de 407. Toată comuna, da. Avem la Soci 82, la Petrești 65, la grădinița cu program normal de la Pâncești de aici 54, la școala gimnazială numărul 1 Pâncești 206. Avem avizul inspectoratului școlar. Adică vor rămâne să funcționeze în continuare unitățile școlare exact așa. De pe raza comunei. De ca și până acum, că au fost unii discuții să se modifice, dar s-a rămas la aceeași adresă. Da. Bun. Da. Nu să punem la vot. Cine pentru? Da. Să urciți mai mult din gradul la pe voi. Da. Chiar așa. Mai o câțiva ani acolo să se iei. Da. Păi chiar pe urmă, că la anul lini de copii. Deci nu am doi spații, 150. Asta e. De-aia de-i pâine vină. Cartierul. Păi nu mi-a dat un gard, de ce să muzăsc? Da. De ființa zboa. Da. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Pâncești, care vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru anul 2021 ale secretarului general al Comunei Pâncești, județul Bacău. Inițiator, primarul Comunei Pâncești. Așa cum este prevăzut în articolul 485, alineatul 5 și anexa numărul 6, precum și în articolul 129, alineatul 2, litera A, din ordonanța de urgență a Guvernului 57 privind 2019, privind codul administrativ, secretarul este evaluat de o comisie, de fapt, performanțele profesionale acestea. De aceea trebuie să desemnați și dumneavoastră doi consilieri pentru această comisie de evaluare. Am o propunere din partea care este online a domnului Gheorgheș. Propune pe, propune pe domnul Arvinte și trebuie să mai faceți o propunere. Aș propune pe doamna Arvinte prima, pe doamna Paula. Dacă ce vin din domeniul învățământului, cred că au mult mai mult cunoștințe de cauză decât noi, restul. Nu punem pe doamna. Ai voie? Nu? Da. Să punem la vot. Să punem la vot. Da. Cine pentru? Împotrivă, absolut de bine. Punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la transmiterea cu titlului gratuit a microbusului școlar către școala gimnazială Pâncești, județul Bacău. Inițiator, primarul Comunei. Prezentăm doamna secretară să ne explice. Avem aici adresa școlii, dar, mă rog, domnul primar a inițiat un astfel de proiect de hotărâre, prin care ne solicită să preluăm noi șoferul de la școală, schema noastră, să, având în vedere că microbuzul aparține nouă. Deci microbuzul școlar. Adică șoferul era la școli și microbuzul al primăriei. Problema este că noi nu avem în organigramă post de șofer. Nu avem un post de... Așa. Domnul primar a inițiat proiectul de hotărâre prin care propune transmiterea cu titlul gratuit a microbuzului școlar, marca Opel Movanul ăsta, da, în proprietate la școala gimnazială Pâncești.
Adică transferăm de la primărie la școală, da. Dar cu școala gimnazială Pâncești va înregistra în evidența sa contabilă ca mijloc fix, microbuzul primit. Sunt puternicești primarul comunei pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentate. Și mi se pare mai logic așa. Propozul să fie jocul pentru toată serie, da. Da. Având în vedere că noi chiar nu avem. Și combustibilul la primărie. Da, da. La primărie, nu? Susținerea financiară. Aici trebuie acționat domnul contabil. Da, așa s-a procedat și până acum. Da, a mărit bugetul lor tot prin posibil local trece. Dar și pentru învățământ, pentru resursa umană, trebuie. Supunem la vot? Da. Cine de acord? Obțineți ceva? Noi. Așa, și mai avem, dar o să avem pentru, la diverse. La diverse, da. La diverse am câteva adrese din partea, adrese din partea școlii. Dar va fi pentru ședința următoare, că deja făcusem ordinea de zi și n-am mai suplimentat, că n-aveam materiale pregătite. Prin care ne solicită să numim, să numim un reprezentant din partea Consiliului Local pentru Comisia de Evaluare a Calității la școală, conform legii 87/2006 privind asigurarea calității educației. Dar o să vă... Deocamdată v-am prezentat adresa cât de rea mi-a sosit și o să vă prezentăm... O să facem un proiect de hotărâre pentru ședința următoare. Bine așa. Dacă e cineva care vrea să vorbească, să spună ceva? Da, eu aș vrea cu precizare. Bun, nici treaba lui doamna Vici, și a noastră, probabil, la doamna Vici, că ea e gospodarul. Cu indicatoarele astea, hai să le punem, că știi, se întâmplă cu chestii. Nu mai postări pe internet, că gospodarul se cunoaște, primarul se cunoaște cu, mă rog, și fel de fel de postii. Dar mai sunt mașini astea care vin cu pachete, cu letării, care tot la fel. Nu numai asta, dar sunt mașini de pompieri, mașini de care exact, s-au întâmplat să treacă de... Da, și doar nu ar fi o sumă atât de... Nu, dar deja am demarat acțiunea asta de la sfârșitul anului trecut, din luna decembrie. Urma că... Ne, da, au... Și m-a venit să vă vom plăti din bugetul de anul ăsta, că nu mai erau bani la buget. Da, deja da. Am dar nu a fost de aici, început să pună nume, deci au pus numai câți și toată comuna. Toată comuna s-au schimbat numele de stres, da. Unii au rămas cu același număr, alții s-au schimbat. Și acum... Nici m-au uitat la 42. Da. Nici m-au uitat la poartă. Mai rău că-i terminat cu Vucevi și Chiria Beni. Cum au mers pe o parte cu soț, pe o parte, nu știu cum... Îți băieții duși acum la acolo. Adică nu e ordine cum, cu soț și fără soț. Da, nu știu, pe o parte cred că există o singură parte fără soț, nu merg să faci. Normal, întotdeauna, stânga e fără soț, dreapta e cu soț. Numai că când s-a făcut modificat astrale și așa, nu știu cum s-o... Zosia o să-i dreapta. Da. Depinde cine conduci. Da. Da. E permisul. Nu mă refer la care, parcă nu știu ce tu la ce referi. Da, asta e la... Mai da, cineva cuvântul? Da, mulțumesc. Problemele care deja e demarată pentru rezolvat. Foarte bine. Și mai sunt și în altele care... Da. Dacă mai sunt... Nu mai dai niciun, dacă nu mai... Așa de acolo. Atunci, ce vară, ședința închisă? Să vedem la viitoare, să știu cât mai știam.